merită împreună cu cei de la cor, să spunem glorie Domnului. Sunt bucuros să fiu din nou împreună cu dumneavoastră, împreună cu soția mea, să ne vedem neamurile, familia Curtean, familia Tolcer, mulțumim familiei Herman pentru găzduire, Dumnezeu să vă binecuvinteze întreaga biserică. Până când cei de la stație vor afișa uh, poza pe care le-am trimis-o cu naveta Challenger, am trimis un al doilea e-mail, dacă vă puteți, vă rog, uita, am schimbat predica din cauza lui Iov. Vreau să mai citesc un verset, Luca capitolul 16 cu versetul 10, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Iubiții mei, în viața lui Iov. Uh, can you verify the, the email I, I sent you a second presentation? Thank you very much. It contains a photo with the Challenger uh, special plane. În viața lui, Iov, iubiții mei, au fost, au fost câteva lucruri mici care au contat. Și aceste lucruri mici s-ar putea noi să le, să le omitem foarte ușor și să nu le observăm. În primul rând, Biblia spune că era un om. Parcă întâlnim tot mai puțin oameni astăzi. Dicționarul explicativ al limbii române spune că definiția omului este o persoană capabilă să vorbească, să comunice, capabilă să rostească vorbe articulate, capabilă să stea în picioare, să aibă coloană vertebrală. Parcă tot mai puțini oameni ne întâlnim astăzi. Era un om. Atunci când, sau, când, 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 când David se apropie de moarte și, Samson, și Solomon rămâne după el, David îi spune lui Solomon: Întărește-te și fii. Și fi om. Și fi om. Mai văd un alt lucru curat la suflet, spune Biblia aici despre, despre Iov. Oare suntem noi curați la suflet? Iubiții mei, în viața lui Iov, uitați-vă dacă vreți să observați ordinea bogățiilor lui. Biblia spune mai întâi bogăția spirituală pe primul loc. Iov, capitolul 1. Omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Apoi era bogăția familiei. I s-au născut șapte fii și trei fete. Acum nu știu dacă și în America, dar în Europa au, au apărut foarte mult câinii, pisicile. Nu prea mai sunt uh, oameni care să primească copiii de la Domnul. Dumnezeu să binecuvinteze copiii bisericii. iubiți mei, vă rog, astăzi, nu opriți copiii. Poate nu convine cuiva acest mesaj. Lăsați copiii să vină. De unde o să botezăm? Ce mai mulți, din familiile noastră, în primul rând și apoi și din afară. Biserica va crește în primul rând cu copiii noștri. Nu vom duce gresia și faianța cu noi de aici, dar vom duce familia noastră. Știu că nu e ușor să ai copii. Avem și noi șapte acasă, mai ales ultimul are un dar de la Domnul, sper și să ne trezească de vreo 15 ori pe noapte. După ce ne-au trezit, și ei sigur că ne-au trezit, se culcă înapoi. Iubiții mei, o a treia bogăție a lui Iov este, știți care? bogăția animalelor, bogăția materială. Dar vă rog să fiți foarte atenți. Spiritualul, familialul și materialul. La foarte mulți oameni pe care am întâlnit invers. Mai întâi materialul, apoi familia și apoi spiritualul. Ordinea asta e foarte importantă. Și după material e poziția socială. Funcția pe care eu o avea. De ce? E importantă ordinea asta pentru că diavolul vine și spune Doamne Dumnezeule, lasă-mă să iau cele trei bogății. Îi iau familia, îi iau materialul și iau poziția. Și o să vezi că nu mai vine la biserică. Și o să vezi că nu mai prorocește, că nu mai vorbește în alte limbi, că nu mai merge să dea la săraci. Iubiții mei, diavolul a vrut să ia totul lui Iov, însă diavolul nu a știut că pentru Iov Dumnezeu era totul. Praise God! Diavolul poate să-ți ia poate un copil pentru o perioadă să-l ducă în lume. Dar te încurajez dacă ai să ridici ceva în el, într-o zi se va întoarce înapoi. Diavolul poate să-ți mașina care o ai, poate să-ți ia geabul care o ai, business poziția. Dar diavolul nu-ți poate lua curăția spirituală și umblarea ta cu Dumnezeu. Să-l să fie Domnul. Contează lucrurile mici, contează ordinea. 28 ianuarie 1986, poate nu vă spune nimic fotografia care a fost afișată. Naveta spațială Challenger ducea în spațiu un echipaj de șapte persoane. Îi vedeți aici. Această navetă spațială Challenger mai efectuase încă nouă misiuni complete pe timp de zi, cu succes. Urma a zecea misiune. Pentru prima dată pleca în spațiu Prima femeie, primul afroamerican și primul canadian. Pentru prima dată naveta asta mergea pe timp de noapte în spațiu. La 73 de secunde după lansare se întâmplă dezastrul. La 14 km înălțime naveta explodează provocând moartea întregului echipaj. S-au făcut analize peste analize, au venit ingineri de la NASA, au venit ingineri din afară, au făcut investigații. Două milioane de componente ale navetei au fost investigate, atât cât a mai rămas din ele. Apoi machetele care le aveau, tot ce aveau pe calculator, să vadă ce a putut să producă un asemenea dezastru. După multă muncă de luni de zile s-a ajuns la concluzia că un inel cu textură cauciucată, cu doar un sfert de centimetru grosime, aflat în partea dreaptă a navetei a cedat. Carburantul s-a scurs și a declanșat accidentul. Din șapte membri a echipajului, doar trei au putut să fie identificați. De ce am afișat fotografia aceasta? Pentru că mesajul meu în această dimineață se intitulează The Power of Small Things, puterea lucrurilor mici. Puterea lucrurilor mici, un inel de 5 mm grosime aproape un centimetru, a provocat moartea șapte oameni și a blocat orice plecare în spațiu pentru câteva luni de zile. În acea noapte, în Florida, a fost destul de rece, inelul acesta cauciucat, s a cauciucat, s-a etanșat, carburantul s-a scurs și s-a produs tragedia. Iubiții mei, subestimăm de multe ori puterea lucrurilor mici. Uitați, aici este un slide. Totul poate porni de la o idee. Thoughts, feelings plans, habits, commitment, lifestyle, and change. And that's all. Lucrurile mici nu sunt importante prin ele însele, ci prin faptul că pot să fie parte a ceva măreț. Ați văzut lucruri mici în viața lui Iov? Haideți să vă mai arăt un lucru mic în viața lui Iov. După ce treceau zilele de ospăți, Iov se scula, dis de dimineață. M-am bucurat să aflu că la Middle Belt, la ora 9, începe programul. Felicitări! Parcă e greu să te mai scoli dis de dimineață. Dar eu, dacă contează, dacă te scoli, acum poate scoli o, dată pe săptămână. Dar contează. Din cauza că Iov se scula din de dimineață, fiii lui erau sfințiți de rugăciunile lui Iov. Am fost la părinții mei acasă în urmă cu, cât, cu aproximativ 2 ani. Eram într-o slujire acolo și am dormit cu doi din, sau trei din copiii mei la părinții mei la Arad. Undeva pe la 4 dimineața am auzit pe cineva rugându-se, m-am trezit din somn. La ora 1 m-am culcat, la patru m-am trezit din cauza celor rugăciuni. Mi-am dat seama că tatăl meu într-o altă cameră se roagă. O mărturisesc cu rușine am fost așa de obosit încât nu m-am putut da jos din pat să spun și eu rugăciune. Dar m-am gândit în 5 minute, it's done. M-am culcat înapoi la ora 5, m-am trezit din nou. Tatăl meu încă se ruga. Sunteți mulți în seara aceasta aici, în dimineața aceasta aici, în ziua aceasta aici, care ați avut pe cineva care s-a sculat dis de dimineață pentru dumneavoastră. Iubiții mei, o zi nu pare importantă, însă statisticile spun că în 21 de zile se poate instala un obicei care îți poate schimba o viață. O cărămidă singură ea nu are valoare din cauza ei înșiși, ci din cauza faptului că împreună cu alte câteva mii de cărămizi pot forma o construcție imensă. O piesă la o mașină, dacă o iei singură, probabil că nu valorează nimic. Însă cu 30.000 de piese împreună, duc un călător mii de maile. O oră în sine poate nu înseamnă mare lucru, dar 10.000 de ore sunt suficiente ca să devii expert într-un domeniu. Și acum dați-mi voie să vă amintesc din Biblie câteva lucruri mici. Pentru că am auzit uh, expresia aceasta, frate pastor zice, dar numai într-un loc în Biblie scrie despre asta, nu e așa important. Haideți să vă spun ceva. Doar într-un singur loc din Biblie scrie următoarea expresie. Cine este că din jos în cele mai mici lucruri este că din jos și în cele mari. Nu e important, așa? Important. E foarte important. Câteva lucruri mici din Biblie care au avut un impact mare. Nouă cuvinte ale unui predicator. Ar fi ciudat să fi spus astăzi nouă cuvinte și să mă fi pus jos. Merge Iona și strigă încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Nu au avut introducere la predică, n-au avut slide-uri, n-au avut microfon. 120.000 de oameni din Ninive au luat cu greutate strigătul acesta. De la împărat până la dobitoace n-am mâncat nimeni. Sau, pocăit, sau au întors la Dumnezeu. În urma cuvintelor nouă. Iubiții mei, mi-e frică de ziua judecății, pentru că avem mii de predici astăzi și unii dintre noi poate încă nu ne-am pocăit cum s-au pocăit în Știi Știți ce spune istoria? Că Dumnezeu un loc de 40 de zile a mai ținut 180 de ani cetatea aceea în picioare. De ce? Pentru că nouă cuvinte luate cu seriozitate, care au venit din partea lui Dumnezeu, au produs o schimbare radicală în viețile acelor oameni. Doamne, produs -și, și noi schimbare radicală. Talpa piciorului, piciorului unor preoți. Vă spune ceva o talpă? Te uiți la o urmă, la o cismă. Și zici, mă, dar poate să lasă ceva în spate. În România, într-o vacanță de iarnă, multă zăpadă, un tată a zis către familie, eu plec la servici. Și unul dintre copii mai îndrăznesc, după ce tatăl a plecat, s-o scula mai târziu că era vacanță, au zis, mami, eu plec și eu la servici la tata, să văd unde îl lucrează tată. Și o zis, mama, dar n-ai unde să știi? Și a zis copilul, mami, m-am uitat în curte, au rămas urmele de la bocanci în zăpadă. Eu cal pe urmele alea și ajung la servici. Bucuroasă, mama i-a dat voie să meargă când a ajuns în fața unei clădiri, băiatul nu s-a uitat ce scria. Era un bar, un birt, o cârciumă. Acolo a dus urmele lui taică -o. deschis ușa, taică era la masă, juca cărți, bea, fuma. Tata când l-a văzut, o zis, ieși afară, mă nemernicule, ce cauți aici? Și copilul cu lacrimi, când a închis ușa, a zis, iartă-mă, dar n-am făcut altceva decât să cal pe urmele tale. Noi lăsăm niște urme în spate, iubiții mei. Îmi scria o doamnă din Italia, frate Cristi, mama mea a murit. O fost membra unei biserici pentru din România. Cu durere spun că nu știu unde o plecat. Și am scris înapoi, de ce nu știți? Dacă o fost membra. Păi zice la biserică era într-un fel acasă, era altfel. talpa piciorului unor preoți, Iosua trei cu de îndată ce preoții care duc votul Domnului vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două, și anume apele care coboară de sus se vor opri grămadă. Da o talpă să aibă așa impact. O piatră dintr-o praștie, Știți? Toți l-au văzut pe David când a tras cu praștea și l-a lovit pe Goliat. Dar am o întrebare, oare cine l-a văzut pe David când se lupta cu leu și cu ursul? Mă aud toți tinerii astăzi? Victoria voastră din public depinde foarte mult de victorile voastre din privat. When you are looking at your phone and you have that, the two options, yes or no, to view that photo, that immoral photo. That's the battle nobody is seeing, but God is seeing you, is watching you. And that small battle will give you a power for the biggest battle which is following in one day, in some day. Magandes mm -hmm. la Și au venit unul de și au zis, Doamne, nu un copil, avem aici cu 5 pâini și 2 pești. Eu vă spun, dacă eram în locul Domnului, aș fi spus, dar pe altcineva n-aveți, numai pe pruncul ăsta, pe copilul ăsta. Dar altcineva nu este. M-am gândit la mama aceea când o fi mers copil la o casă și o zis, mami, din, din pachetul pe care l-ai pus, o mânca 5.000 de oameni. Tași din gură, cum? O mânca 5.000, mami. Astăzi pui un pachet copilului tău, i-ai pus un salm și o cântare. Și Dumnezeu face din el evanghelist peste 20 de ani. Și din evanghelistul ăla mănâncă o lume întreagă. Poate astăzi faci temele la matematică cu copilul de clasa 4 a patra. Gândiți-te că s-ar putea să faci temele cu un viitor Moise. Cu o viitoare estera. Nu trata cu ușurință lucrurile mici. Ia-le cu greutate. Eram în Italia în urmă cu câteva luni și mă grăbeam să ies din biserică. Și la final mă aștepta un tată cu un copil în brațe. Copilul undeva la șase ani. Acum știți cum e, te uiți la un copil, no. frate, că îi se vrea să dea mâna cu tine. No, hai că dau mâna cu el. Un copil de șase ani. Parcă așa mă gândeam, dar chiar acum când vreau să ies, un copil de șase ani dă mâna cu mine. Frate Cristi, să știi că uh, băiatul ăsta, Timotei, se roagă pentru tine în fiecare zi. M-am uitat așa de sus un pic. Nu, no. se roagă Timotei pentru Cristi, bă, eu. Does it really matter? Ce contează lucrul ăsta? Apoi am aflat povestea lui și era să mă bag supreaș de rușine. Mama a fost însărcinată cu el și la cinci luni, când era însărcinată, i s-a cerut să avorteze, iar ea a refuzat. I-au spus doctorii că Timotei este grav bolnav. După naștere a intrat direct într-o operație de șapte ore. După aceea a fost transferat la terapie intensivă. 45 de zile mama n-a avut voie să-și ține copilul în brațe. Azi are șase ani și are peste 600 de vizite la medic și a trecut prin șapte operații. Doctorul care l-a operat prima dată a spus că este ateu. După operație a spus așa, mulțumiți lui Dumnezeu pentru ajutorul său. Medicii după operațiile prin care a trecut au spus, noi am făcut ce ține de noi. Mai departe o zis către mama, numai Dumnezeul tău la care te rogi dacă mai poate face ceva în prezent mai merge la medic, mai are cinci sonde. Și după ce am plecat de lângă Timotei, m-am gândit că poate multe din predicile mele au avut har în ele pentru că Timotei s-a rugat. Să nu subestimați puterea lucrurilor mici. Un copil sincer poate face mai mult decât o biserică fățarnică. De multe ori evităm să facem lucrurile mici pentru că avem impresia că ele nu produc rezultate imediate. Ați observat, dacă dăm click să se încarce o pagină și nu s-a încărcat, ieșim de pe ea. Statisticile spun că dacă o pagină nu se încarcă în 3 secunde, nimeni nu mai așteaptă. 3 secunde. Și evităm să facem lucrurile mici pentru că nu vedem rezultate imediate. Însă vreau să spun asta ceva foarte important. Noi nu trebuie să fim preocupați de rezultate, ci trebuie să fim preocupați de ceea ce trebuie să facem noi. Eu nu trebuie să fiu preocupat de cum crește roșia, cum ies florile la roșie și cum apar roșiile. Eu trebuie să fiu ocupat, să seamăn la timp, să ud la timp, să plivez la timp. Doamne ajută-mă la asta. Un alt exemplu din Biblie de lucru mic, ștergarul din mâna lui Isus. Intră Iisus cu ucenicii într-o odaie și era un obicei la evrei foarte interesant. Doar robii străini erau puși la spălarea picioarelor, pentru că era un lucru mizerabil, umilitor. Acum mai ușor să faci spălarea, că toți sunt curați. Atunci oamenii umblau prin praf, sandale, desculți, mulți dintre ei. Și trebuia să-l speli pe, pe om pe picioare. Și era groaznic. Și înainte să înceapă masa, ei se spălau pe picioare. era chemat un or, un rob, care îi spăla pe toți. Acum, înțelegeți pasajul din Ioan 13. Se uită Petru în jur, Ioan, Doamne, suntem toți, dar nu e niciun rob. Unde e rob? Cred că uita de rob, cred că uitat. Și marele stăpân de haina jos și ia <sus> <sus> Și se încinge cu el. Acum, înțelegeți de ce spune Petru, Doamne, ferește. Nu, 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 zice. Nu i-au venit să creadă că stăpânul Universului se face rob. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că Elisei au zis către Elie, Elie, vreau un lucru de la tine, mantaua. Știți ce am observat astăzi? Foarte mulți oameni vor mantaua puterii. Foarte puțini vor o slujii. Foarte mulți vor în față, foarte mulți vor să fie văzuți. Dar câți mai vor să schimbe un pansament la un bolnav pe care nu-l vede nimeni? Patru bărbați din cinci își lasă soțiile când acestea se îmbolnăvesc grav, spun statisticile din America. Un ac, vă spune ceva un ac? Penina din Biblie avea acasă un ac și toată ziua o înțepa pe Ana. E interesant că Ana a fost înțepată că nu avea copii, acum ești înțepat dacă ai copii. Un ac face diferența. Tabit a avut și ea un ac acasă, dar i-a pus și ață. Și acul cu ață nu mai înțapă, ci face haine. Am avut o soră în biserica noastră, noi ne-am mutat din Arad la Deva în 2013. La prima binecuvântare de copil am văzut că o soră mai în vârstă din biserică vine cu o plasă în mână și mere la un copil, să la părinții copilului să-i dea. Am crezut că e bunica. Dar apoi am văzut că la fiecare binecuvântare vine cu plăsuță în mână. Am zis, something is pretty strange here, it's really strange here. Cum adică? Ce obligație are ea să dea cadou la fiecare? În 2015, când s-a născut Ianis, al treilea copil al nostru, primul cadou care l-am desfăcut acasă a fost cadou de la ea. Și o să mă întrebați de ce, de Cristi? Pentru că sora Ioana era o soră bolnavă, îi curgeau lacrimi din ochi, îi curgeau ochii în continuă aproape, au fost la zeci de medici din România și nu i-au găsit niciun diagnostic. Și am zis, iertați-mă, ca slujitor, ce cadou poate să facă o femeie bolnavă? Că noi subestimăm oamenii. Noi ne uităm la costum, la ce o parcat afară, la ce telefon are. Dar o femeie bolnavă, ce cadou poate să facă? Și am desfăcut cu soția cadou de la ea era un costumaj de lână tricotat, de, din cap până în picioare, inclusiv mănuși, inclusiv căciuliță, tot. Am lacrimat, m-am mișcat lucrul ăsta pentru că sora Ioana, fiind o soră bolnavă, n-așteptam nimic de la ea. Ultimul mesaj care l-am pe telefon aici cu mine, e din 4 decembrie 2022. 3 decembrie 2022, sâmbătă, duminică au fost 4 decembrie. Frate pastor, când, avem binecuvântări mâine, zic. Și cine o să fie la binecuvântare? Doi copii, ce? Fată și băiat. Al meu, al șaptelea și încă o fetiță. Mulțumesc, frate Crise, zice, mă duc să pregătesc costumașele, le-am făcut, e? mă duc să le îmbachetez. Ne-am obișnuit cu, cu cadourile de la ea. Fără să știu că aia avea să fie ultimul cadou al ei pentru cineva din biserică. După aproximativ 3-4 săptămâni, a patra bancă, pe margine, am văzut că sora Ioana a locul e gol. Fac o paranteză, dacă prezența ta nu e remarcată, nici absența ta nu va fi. Am întrebat pe alți slujitori, unde e sora Ioana? La spital. Apoi am auzit că după câteva săptămâni e la reanimare. Și apoi am auzit cu închis ochii. A trebuit să predic la mormântarea ei și mi-a fost foarte ușor să predic. E așa de ușor să predici la oamenii care au ac și ață acasă. Și e așa de greu să predici la oamenii care au doar ac. Am o, o motivație pentru voi. Trăiți-vă viața în așa fel încât la mormântarea voastră păstorii să nu exagereze. La multe mormântări am exagerat noi, slujitorii. Am scos că a fost robul Domnului, el a băuturii. Apoi am aflat, știți? Am zis că robul Domnului, dar el a fost minciunii. Că așa mințea, că numai fond de tent dacă îi puneai mai era roșu. Lucruri mici, un pachetel, un ac, doi bănuți a unei văduve, dar fac diferența doi bănuți. Toți se uitau la preoții care goleau saci cu bani. Și era un obicei ciudat în vremea aceea. Mereau schimbau monezele mari la intrare, făceau din ele monede mici și dădea impresia că pui mult, știi? Iubiții mei, nu știu cum o să stau cu văduva asta în cercă. niciodată în viața mea n-am dat tot. Am dat uneori resturi de la Burger King, uneori resturi de la McDonald's, dar no, n-am dat tot niciodată. Dacă eram în locul ei, aș fi spus, frate, pastor, m-a spus pe, pe lista văduvelor. Să iei tot, să iei tot ce ai avut acasă, să pui un lucru mic. Și de 2000 de ani se predică despre femeia asta. Despre un lucru mic. Că pe Dumnezeu nu-l mișcă cât punem la colectă, ci-l mișcă cât mai avem acasă. Dacă ai 1000 de dolari e ușor să pui 50 la colectă. Dacă ai doar 50, e foarte greu să pui 50. Turta unei văduve din Sarepta salvează viața lui Ilie. Vorbele unei fetițe din casa lui Naman îl vindecă pe general de lepră. Mă uit la fata asta și vă spun sincer, o fost cu mult mai pocăită ca mine și ca mulți alți slujitori. Dacă eram în locul ei și l-aș fi văzut pe Naman bolnav, aș fi zis, Doamne, să nu spuneți la mine, Doamne, mare ești. Oc pentru ochi, dinte pentru dinte. E mare Domnul, fraților, uite cum lucrează Domnul. Mi-a făcut-o, dar și Domnul i-a rânduit acum. Cu vârf și înghesat, așa -i? Putea să zic asta, trăia sub lege. Noi trăim sub har și aplicăm legea la mulți. Spune Biblia că a oftat. Două versete veți găsi în Biblie despre fata asta. Am vrut să-i pun numele la fetița mea mai mare, dar n-am găsit numele ei în Biblie. Uneori faptele noastre vorbesc mai tare ca numele noastre. Că pe Iuda îl chema lăuda să fie Domnul și nu avem niciunul dintre noi pus numele Iuda la prunce noștri. Un lucru mic, of, ah, dacă ar fi stăpânul meu la noi la biserică și Naman face câteva mii de kilometri pe vorbele unei fetițe. Și de ce? că fata asta trăia cu Dumnezeu. O frânghe coborâtă pe un zid a, a salvat casa lui Rahav. Mana din pustie, niște boabe micuțe, timp de 40 de ani, au hrănit 2 milioane de oameni. Câteva zeci de vagoane pe zi. Iubiții mei, revin la noi. De multe ori spunem, sunt prea mic. Și o piuliță sau un șurub este mic. Dar contează. Sunt doar eu singur prima piață dintr-o fundație e singură. Sunt prea slab, așa au crezut golea despre David, că e prea slab. Dacă mă implic sau nu, oricum nu contează. Contează. O zis Mardoheu că trăiesterea pentru o vreme ca și asta ești acolo. Contează. Ca frați slujitori, de multe ori vedem oameni în spital, în necazuri, în probleme, la bătrânețe. Ha, dacă aș fi din nou tânăr, cu te-aș face pentru Domnul? provocarea care o am astăzi este hai să lucrăm acum că suntem tineri. Ca să nu avem regrete mai târziu. Dacă lipsesc azi de la adunare, nu o să fie mare lucru, nu? Dacă, așa au spus și Toma. Și apoi o păru rău. Nu știu dacă Dumnezeu chiar va împlini tot ce a promis. Poate așa au fi spus noi cu ploaia. Sau dacă spunea așa, oare mai lucra la corabie? Nu mă vede nimeni, nu mă bagă nimeni în seamă. Te vede. O zi Isus, intrați în satul acela, este un om care duce un orcior cu apă. V-ați imaginat de câți ani la rând o dus omul ăsta orcior cu apă? Nu mă vede nimeni. Într-o zi în spatele lui erau doi spioni, în ghilimele. Trimiși de Iisus. Te vede cineva. Iubiții mei, oare ne-am pus întrebarea dacă toți ar gândi ca noi în biserica asta, sau în altă biserică? Cum ar arăta biserica? Dacă vin la repetiție sau nu, vin oricum nu contează. Contează. Că dacă toți spun la fel ca tine, nu mai cântă fanfara next Sunday. Contează. Dacă nu vin la rugăciune, oricum, dar mărg frații care sunt la pensie. Dacă frații la pensie ar gândi ca tine, biserica ar fi goală cu totul. Contează. Dacă toți ar vorbi ca și tine, câte păduri s-ar aprinde? Pentru că Biblia spune că limba este un mădular mic. iubiți mei, Biblia asta ne învață că oamenii simpli pot avea mărturii extraordinare. Trei tineri, cuptorul cu foc. Acțiunile simple pot avea un impact măreț. Cuvintele mici pot avea un răsunet mare. Moise, ce ai în mână? Biblia asta ne învață că lucrurile mici pot face diferență. Spune Biblia că după ce a intrat pe stera la, la împărat, eu spus acolo niște lucruri, au intrat în post stera, la rugăciune, și Biblia spune că într-o noapte împăratul nu putea să... Ați auzit deseori de împărați care nu pot dormi noaptea. O mamă cu 10 copii, dacă nu doarme noaptea, o înțeleg, că trebuie să pună 30 de porții de mâncare a doua zi pe masă. Dar împărații care nu pot dormi, mai rar auzi, nu? Dumnezeu îi luase somnul. În noaptea aceea, din toate miile de volume care le avea în bibliotecă, o citit cartea aceea. Și o zis, este cineva în curte. Din milioanele de oameni din Imperiu era persoana aceea care trebuia să fie. Lucruri mici. Post și rugăciune. O lua nu unui împărat și o schimbat istoria unui popor. Ne uităm și la lucruri negative. Vulpile mici, Cântarea cântărilor 2 cu 15. Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Muștele moarte, Eclesiastul 10 cu 1. Muștele moarte strică și a crescut de lemnul negustorului de unsori. Un nu în vremea aceea era pregătit cu multă grijă, era menit pentru binecuvântare și ungere și era pregătit cu speranța că va binecuvânta pe cineva. Totuși, era nevoie doar de o muscă moartă pentru a distruge un lot întreg de un de lemn. O foarfecă de tuns l a transformat pe Samson dintr-un judecător într-un întemnițat. Am văzut aici cineva care cânta la mandolină și eu am cântat 11 ani la mandolină. O întrebat, la ce cântă Dalila? La foarfecă. O, oh, câți băieți am văzut înzestrați de Dumnezeu cu daruri și s-au întâlnit într-o zi cu o Dalila. Dalila te întreabă, de unde ai puterea? Nu ca să vină și ea la stăruință, ci ca să-ți ia puterea. Atenție mare! Atenție mare! O mantat de șiniar a dus la distrugerea familiei lui Akan. O ciorbă a schimbat viitorul lui Esau. Nu știu dacă a fost mai bună aia de linte ca și Toscana de la Olive Garden dar știu că a fost much more expensive. Trezeci yeah. de, de arginți au distrus veșnicia lui Iuda. Lucruri mici. Lucruri mici. Îmi scria o fată, frate Cristi, băiatul care vorbesc mă minte, vreau să-l pun înaintea Domnului, dăm te rog numărul la un proroc. I-am răspuns, când o să merg la socri, o să te întâlnești cu diavolul, pentru că tata minciunilor, minciunoșilor este diavolul. Păi dacă minte, mă apropii de încheiere spunându-vă ceva foarte important. Iov era un om curat la suflet și se ferea de păcat și era temător de Dumnezeu. Da, e un lucru mic asta. Iubiții mei, cel mai important asset pe care noi îl avem în lumea asta este caracterul nostru nu mașina, nu poșeta, nu hainele de la Shein sau de la Sinsei. Haina o schimb, mere acasă peste oră și te schimb, caracterul îl duci cu tine peste tot. Și acum fiți foarte atenți, cea mai importantă latru a caracterului este integritatea. De multe ori în limba engleză, unde apare cuvântul neprihănire, apare cuvântul integritate. Dar contează dacă ești integru? Dar eu vreau să vă întreb pe bucătăresele care le avem aici. Contează dacă un vas îi sparte într-un loc? <laughs> Dar au fost 500 de dolari vasul ăla. Îți sclipește, e frumos. nu e suficient să fie curat, trebuie să fie și intact. Dacă ai împrumutat 10.000 de dolari de la cineva până în 1 decembrie, mă aștept până în 1 să-l suni. Ori să-i dai, ori să mai ceri să te amâne. La noi în România nu știu cum e la voi. Când îi sun pe ea pe care i-ai împrumutat, răspunde răspunde orange -ul. Abonatul nu poate fi contactat. Reveniți mai târziu. Eu de câțiva ani nu mai împrumut pe nimeni. Mai bine dau un numele Domnului, că oricum știu că nu mai văd. Știți? De ce? Pentru că în țara Uț era un om. Avem tot mai puțini oameni. A fi om înseamnă a avea cuvânt, a avea integritate. Cineva m-a întrebat de adică chestii, acum hai sincer între noi, că nevasta nu e ce cu tine, când vorbeam cu el. Chiar n-ai mințit-o niciodată în 13 ani de căsătorie. El zâmbea, eu n-am zâmbit. Zic, n-am mințit-o niciodată. Dar de ce? Ți-e frică că te prinde așa, e slab. Trebuie să fii bărbat, mă. Zic, a fi bărbat nu înseamnă a fi mincinos, a fi bărbat înseamnă a fi integru. Am 13 ani de căsătorie, nu mi-am mințit soția niciodată. De ce? Pentru că îmi trebuie 13 ani ca să mă creadă din nou. That's why. În Eclesiastul Biblia spune că un nume bun e un lucru mic, dar un nume bun e mai de valoare ca toate parfumurile din lumea asta. Cel mai scump parfum s-a făcut în Dubai, ediție limitată, o singură sticluță mai există și costă peste un milion de dolari. Am venit la Middle Belt în dimineața aceasta cu o altă predică. Dumnezeu a schimbat-o. Dacă nu vă place să vorbiți cu frații că eu ar -les textul. Dar am venit la Middle Belt astăzi ca să vă spun din partea Domnului că avem mulți pentecostali, avem mulți creștini, dar m-aș dori să avem și mulți oameni. La Macrameu, cei care cunoașteți cuvântul ăla, se vede partea frumoasă din față, dar nodurile alea mici, mii de noduri din spate, nu se văd decât dacă întorci macrameul. Lucrurile mici contează. La mijlocul anilor 1800, un tânăr slujitor, păstor, era descurajat. O încerca și cu studii biblice, și cu stăruință, și cu de toate, și nu merea nimic în biserică a auzit despre Robert Murray McCain, care a murit la 30 de ani în Scoția. Și omul ăsta în 30 de ani a revoluționat Scoția. Și au zis, cum se poate ca un tânăr de 30 de ani să aibă așa impact și eu, mă chinui cu biserica mea și nu mere nimic. Și s-a hotărât să viziteze orașul unde a slujit Robert. A ajuns la biserică și a găsit un om la pază, un bătrân, și a spus de ce a venit și bătrânul a zis, hai cu mine în birou pastoral al lui Robert. L-a condus pe tânăr în biroul lui Robert și acolo a zis, așează-te pe scaunul de la birou. Slujitorul a ezitat o clipă și apoi s-a așezat. Pe masa din fața lui era o Biblie deschisă. Bătrânul a spus, lasă-ți capul în carte și plângi. Așa am făcut, așa a făcut întotdeauna. Robert, pastorul nostru, înainte de a predica. Apoi a spus, vină cu mine la Anvon. Biserica era goală, nu era program în ziua aceea. L-a dus la Anvon și pe Anvon era o Biblie deschisă. Acum a spus el, stai acolo și lasă scapul în mâini, peste carte și începe să plângi. Așa a făcut pastorul nostru înainte de a predica. De ce? Pentru că dacă predica nu te transforma pe tine, nu va transforma nici biserica. Mâncarea care nu poate gusta bucătăria asta, nu pot gusta nici cei care pănâncă la masă. Lucruri mici, dar ce mai contează? Lacrimile în biserică? Contează. Dar mai contează o rugăciune cu foc? Contează. Închei spunându-vă că toți cei care au cucerit Everest au făcut-o cu pasmi, pași mici. Apropo, dacă merg cu elicopterul pe Everest, nu se pune. Trebuie să o iei la pas. Step by step. Secretul schimbării și al creșterii constante sunt pașii cei mici, nesemnificativi, făcuți cu disciplină și sacrificiu în fiecare zi. Nu un milion de dolari în o căsătorie împreună, ci gesturile alea simple. Un mulțumesc, un zâmbet, un ajutor dat în vreme de nevoie, o mână întinsă, un pansament pe o rană. A fost întrebat un mare om al lui Dumnezeu care era plecat cu soția în misiune undeva în Africa și după zeci de ani de slujire și-a pus demisia pe masă. S-a retras din misiune și din tot pentru că soția lui s-a îmbolnăvit de Alzheimer. Și bordul de misiune i-a trimis o scrisoare. Vină înapoi și slujește îți dăm bani pentru ca să-ți angajezi o asistentă care să aibă grijă de nevasta ta. Oricum, ea nu mai știe cine ești, care are Alzheimer. Și el o răspuns, ea nu mai știe cine sunt, eu știu cine este ea. Frații și surori, iubite biserică, aș vrea să facem o rugăciune în această dimineață. Nu știu care sunt lucrurile mici care le-ai lăsat în viața ta să intre. Sau nu știu care sunt lucrurile mici, bune, care le-ai ignorat în viața ta. Și poate trebuie să te întorci un pic în spate. La capitolul ăla din Biblie pe care îl citeai în fiecare zi. La rugăciunea aia care o făceai cu lacrimi. La vorbirea aia în alte limbi, să vezi unde ai pierdut-o. Nu-mi imaginez o viață de credință fără pasiunea și puterea Duhului Sfânt. Poate ziua aia de post. Poate o mijlocire noapte. Poate un copil care are nevoie să se ame în ceva în inima lui. Ai spus că dacă îi dai mașină și casă, ai făcut-o. Nu. Cea mai mare moștenire care o poți lăsa copilului tău este umblarea ta cu Dumnezeu. Poate o prezență la biserică, un serviciu la biserică, când nu se face banner. O zice cineva de Cristi, dacă ați fi făcut banner la Deva, când ați avut invitația ea special, aș fi venit și eu. Și am spus, când o să fie răpirea, nu se face banner. Nici story la WhatsApp și nici la Facebook. Lucrurile astea mici contează pentru că ele sunt parte a ceva măreț. Contează ce faci zilnic, pentru că într-o zi caracterul tău va fi dat de ceea ce ai făcut o viață întreagă și veșnicia ta va conta de lucrurile mici pe care le-ai practicat. În acest sens, cu multă dragoste, vă invit să ne ridicăm în picioare. În prima parte a rugăciunii să luăm decizii noi în urma acestor mesaje, uitându-ne la un Iov, mai spun ceva despre Iov și ne rugăm. Când Dumnezeu se laudă cu Iov, nu zis, Iov are multe animale. Ce zici, diavole, câte animale are asta? <laughs> nu. O zis, ai văzut ce curat la suflet este? Haide să punem preț pe ceea ce Dumnezeu s-ar putea lăuda cu noi. Amin? Amin? Și la final să-și mulțumim Domnului pentru ziua aceasta. Amin? Ne rugăm.